A început marea vânătoare în pădurea din localitatea Archita, județul Mureș. Nu de animale sau de păsări, ci de trufe. Vânătorii, ajutați de câini speciale antrenați, au scos din pământ faimoasele ciuperci atât de scumpe și apreciate. Cei mai încântați au fost turiștii, care s-au bucurat de o experiență unică. Conform Observator News, căutătorii de trufe au ieșit la vânătoare alături de câinii special dresați în pădurea din Archita. Patrupezii au un miros foarte fin și pot adulmeca cu ușurință prețioasele ciuperci care se ascund la doar câțiva centimetri sub pământ. După cum vedeți, trufele se fac la rădăcina copacilor mari, bătrâni, dar se fac și la copacii tineri, la aluni, de obicei la stejar sau alun. Domnul Gheorghe deține o cultură de trufe de aproape jumătate de hectar, a învățat în Italia cum se întreține și a adus pe plaiuri mioritice, delicioasa ciupercă, supranumită și aurul negru al pădurii. Anul acesta, într-adevăr, începem sezonul un pic mai târziu, deoarece nu a plouat și nu s-au făcut trufele. Au început și românii să ceară în restaurante, livrăm și la restaurante, la hoteluri. Tehnica de culegere a trufelor i-a impresionat pe mulți turiști. Are un miros de lemn, miroase a pădure, miroase a proaspăt. Este o experiență foarte interesantă care trebuie încercată măcar o dată cu siguranță. A fost o experiență unică, nouă ne place să facem drumeții, în special urcarea pe munte. Este o experiență pe care nu ai cum să nu o uiți, care efectiv te schimbă. Este prima experiență și este unică. După terminarea drumeției, turiștii au fost așteptați cu palincă, nu orice fel de palincă, ci cu trufe. Gheorghe Șirilan, vânătorul de trufe, afirmă faptul, este o palincă din mere în care se introduc trufele, iar trufele îi dau aroma aparte. Față de anul trecut, producția de trufe a scăzut cu 50%, relatează observatornews.ro.